Tocmai ai fost promovat și ești foarte recunoscut în echipă, primești foarte multe feedback-uri pozitive, însă totuși te îndoiești de ceea ce poți, ceea ce știi să faci. E bine, cred că acest episod îți va fi foarte util. Salut, sunt Bianca Suciu Sharma, sunt fondatoarea All About Jobs și de data aceasta, în The Story Behind the Job, discut cu Raluca Anton, psiholog, despre sindromul impostorului. Raluca, mulțumesc foarte mult că ai acceptat să participi. De ce ne îndoim de noi? Ți-am spus că mă includ și pe mine pentru că mi se întâmplă și mie de foarte multe ori, deși, dacă stăm să ne uităm așa la rece, suntem niște profesioniști. Avem o experiență în spate. De unde sindromul acesta impostorului? Nu știu cât de multe ori mă gândeam și când am povestit despre această tematică, știi? Mă gândeam, oare eu mă includ sau nu mă includ? Pentru că am așa tot timpul un amestec din asta de emoții când vine vorba de sindromul ăsta impostorului, că așa la prima vedere răspunsul este da. Și eu mă îndoiesc de competențele mele și de ceea ce pot să fac și de ceea ce știu. Și după aia mă apuc așa nervii după ce îmi spun chestia asta, că zic, stai o secundă, că dacă stau să mă uit la cât am muncit de-a lungul timpului, cum pot să spun despre mine că nu am loc în meseria în care eu activez în fiecare zi? Și cred că mulți dintre noi avem, știi, aceste emoții amestecate când vine vorba de dacă suntem sau nu suntem în locul potrivit, dacă ne îndoim sau nu ne îndoim de ceea ce noi facem, tocmai pentru că mintea rațională vine și zice, dar tu, Bianca, dar uite-te câte lucruri ai făcut de-a lungul timpului și e clar că e locul tău aici, dar pe de altă parte bătălia asta o ducem și cu mesajele cu care noi am crescut când vine vorba de, cred că mai degrabă, competențe și de noi înșine, știi? Dacă stăm să ne uităm la unul dintre elementele centrale ale generației noastre, este acesta de neîncredere, cumva că nu ai încredere în competențele pe care tu le ai. Și pentru că n-am avut poate un anumit ghidaj în direcția asta de competențe, nu cred că se vorbea atunci despre, nu știu, tot ce înseamnă partea asta de orientare vocațională, de exemplu, și pentru că venim dintr-un context în care foarte mult s-a folosit critica. Și am fost mai degrabă văzuți atunci când nu făceam lucruri bune decât atunci când făceam lucruri bune. Lucrurile bune erau o normalitate, nu era recompensat pentru normalitate. Era recompensat eventual pentru excelență. Și atunci avem bătălia asta interioară, de fapt, în legătură cu mă descurc sau nu mă descurc în profesia mea, în meseria pe care eu o am. Ce poate să diferențieze un sindrom al impostorului față de niște îndoieri, să zicem așa, la un nivel obișnuit? Pentru că te mai îndoiești. Ai, nu știu, poate ai de făcut un task sau un proiect mai mare în care poate te îndoiești, ok, pot să-l fac. Și cred că e și normal. E și normal să ai, exact, pentru că asta te face să vrei să devii mai bun, să te documentezi. Care e diferența? Care este linia aceea fină între cele două și când e nevoie să identificăm sindromul impostorului și să facem ceva până la urmă? Mă gândesc exact ca la orice în domeniul psihologiei, când intensitatea și frecvența ceea ce noi simțim e prea mult de dus. Când îmi dau seama, de exemplu, că sunt proiecte pe care le refuz constant. Sunt momente în care mi se propune o avansare, de exemplu, promovare și stau și mă gândesc că n-ar fi potrivit să fac chestia asta, că doar nu mă voi descurca la locul respectiv, în locul respectiv. Și apoi mă gândesc foarte mult la sentimentul acesta de anxietate, de teamă, pe care de foarte multe ori îl simțim când vine vorba de ce vor spune ceilalți în legătură cu munca noastră. Și această, chiar ieri povesteam cu una dintre colegele mele că așa simt o mare anxietate în ultima perioadă, că de fapt oamenii, și sunt tot mai mulți, e expunere, își vor da seama că de fapt eu nu sunt așa cum își imaginează ei. Că știi, când mai și primesc așa mesaje cu lucruri pe care, cu apreciative așa, și mă uit la ele și zic, Doamne, frește, cum să-mi scrie cineva așa ceva? Și cred că am această îngrijorare constantă că oamenii se vor prinde că de fapt eu nu știu atât de multe lucruri, că sunt situații în care eu spun ceva, dar în sine eu n-am studiat fenomenul întru tot, în profunzime, încât să pot să vin cu validitatea aia puternică a specialistului. Și cred că asta vine de foarte multe ori din îngrijorarea asta noastră, acum extrapolez pornind de la ce am zis eu, de îngrijorarea asta noastră că de fapt, a fi bun e o chestie pentru foarte puțini oameni. Numai câțiva în lumea asta și ăia trebuie, numai asta au făcut toată viața lor, doar ei au dreptul să spună despre ei că sunt buni. Noi ăștia, la alții, mai jonglăm și noi cum putem mingea printre, știi, un joc din ăsta de gleznă, și când ni se spune că suntem buni, începem să ne simțim că
inconfortabil, așa, nu mă trece un fior pe șira spinării când aud asta. În sine, acest sindrom al impostorului, ce este? E un protector, de fapt. Că e atât de încurcată mintea asta noastră, că de fapt el vine să zică, Tobianca, dar gândește-te de două ori înainte, că dacă cumva se întâmplă ceva și riști foarte mult. Te pui în pericol, te expui. Pui în pericol. Asta e rolul lui. Doar că uneori e așa de mare anxietatea lui, dacă e să personificăm așa, în diverse situații, încât uneori așa să-ți imaginezi că se așează în fața ta și zice, dar nu te las. Nu te las să faci chestia asta. Asta nu e ceva pentru tine, riști foarte mult, riști să pierzi, ce o să zică ceilalți. Și o poveste întreagă, fiecare din asta al nostru are câte o poveste pe care o spune. Cum îl dăm la o parte? E în fața noastră, mai activ sau mai puțin activ, cum îl dăm la o parte încât să ne atinge potențialul? Pentru că cu siguranță nu este acesta. Tot timpul există loc pentru mai bine și mai mult. Întâi de toate trebuie să-l înțelegem. Și el are câteva, acest sindrom, dacă e să-l personificăm și să ne uităm la el ca la o ființă cumva, el are câteva mecanisme pe care le folosește. Întâi de toate este foarte perspicace. Vede foarte multe pericole din mediu, se uită foarte în detaliu în jur și îți arată, îți expune diverse elemente. Pentru că el nu discerne între fricile lui și realitatea în care noi suntem, adică noi nu discernem de multe ori între fricile noastre și realitatea în care suntem, de foarte multe ori rămânem captivi în acele elemente pe care acest sindrom ni le arată în față, știi? Toate acele pericole din mediu. Mecanismul nu e disfuncțional, știi, să fii atent la multe lucruri, ne-a ajutat de-a lungul timpului să ne apărăm de diverse pericole. Însă, noi nu ne mai dăm seama de contextul în care suntem în momentul prezent. Mai am nevoie să fiu atât de atentă la lucrurile astea sau nu? În acest moment, e nevoie să mai fac încă niște cursuri sau e destul cât am studiat, mai am nevoie? Deci nu ne mai ancorăm în momentul prezent, ci doar îl ascultăm pe el și stăm foarte perspicace în jur. Înainte să-l dăm la o parte, întâi de toate trebuie să-l înțelegem și să vedem care e de fapt, ce ne spune entitatea asta, care sunt mesajele pe care ni le transmite, să-i asculți pur și simplu limbajul. Altfel, știi cum facem? Ca niște copii din aia care ne punem așa mâinile și ne facem că nu există nimic din cei în dreapta și în stânga și trecem noi peste. Ori el e tot acolo și vine cu noi. Eu cred că cel mai bun moment al meu de săptămâna asta, de exemplu, apropo de discuțiile cu acest sindrom, a fost acela în care, așa, eu îmi imaginez de multe ori asta, mă poate sună ciudat că zic în felul ăsta, dar îmi imaginez de multe ori discuțiile astea în care eu zic, tu și ce vrei? Ce vrei de la mine în momentul ăsta? Am făcut ce am putut mai bine în legătură cu proiectele pe care la care am lucrat acum. Atât am știut, ce mai vrei acum? Pentru că întrebarea pe care mi-o adresam constant e, dar dacă? Și dacă o să vină cineva? Și dacă? Și dacă? În momentul ăsta, eu am așa o replică pe care a fost de multe ori și care sună non-terapeutic când zic asta, dar it is what, ei ce îi acum, în momentul ăsta, îi ce îi. Oricât de mult stau să mă gândesc la ce va urma, acum e situația asta. Și nu pot să fac mai mult cu ea decât ce e acum. Da, deci e de lucru, în primul rând, să-l înțelegem. Dar cum îl înțelegem? Noi, dacă, nu știu, sunt o persoană obișnuită, mă pasionează alte lucruri decât psihologia, îmi place, dar nu știu să o aplic, nu am noțiunile necesare. Exact. Exact. Da. Și ideea este cum lucrezi astfel încât ai nevoie de o persoană, de o altă persoană cu care să discuți, cu care, nu știu, la care să-i exprime aceste frici și ea să zină cu argumente logice, adică altceva să zică, uite, asta ai făcut până acum, poți asta, ți s-a confirmat de altcineva că poți să faci lucrul acesta, e nevoie de o terță persoană astfel încât să ieșim sau discuții acestea doar noi împotriva sau cu el? Poate că uneori ajută, știi, un om din exterior care să vină să-ți arate lucrurile. Dincolo de asta, și noi putem să scoatem în evidență aceste dovezi, știi, că dacă stăm să ne gândim și tu vii și îmi zici, uite, Raluca, eu nu mă simt confortabil în mesin, ce fac eu acum și mereu mă gândesc că n-ar trebui să fac emisiunea asta acum. Și eu îmi zic, da, Bianca, dragă, dar păi dacă stăm să ne uităm la experiența ta și vin și îți spun, tu știi deja lucrurile astea despre tine. Eu cred că un mecanism pe care am putea să-l folosim nu este să venim cu contraargumente, că intrăm într-o luptă pentru putere cumva cu această parte din noi, în care eu vin și zic, da, doar uite câte am făcut și el vine și zice, da, dar am fost și alelalte în care nu ți-a ieșit, pentru că sunt și alea în care nu ne-a ieșit. Ci mai degrabă aș încerca să-mi dau seama
Dacă eu îi ascult mesajul acestui sindrom și mesajul este acela al protecției, al grijii, să vin să mă întreb, oare am nevoie de această grijă acum? Știi? Dacă am nevoie să mă apăr acum de ceva, că sindromul asta face, sindromul ăsta al impostorului te ține tot timpul în gardă. Te protejează de un pericol. Am nevoie de asta și să mai degrabă l-aș întreba asta decât să vin cu argumente. Că acolo intrăm într-un debate din asta pe care noi îl știm și în relațiile de cuplu, știi? Când ne aruncăm unul la dacă altul. Dacă începi, continui. Da. Deci mai degrabă asta aș face. Aș sta să mă gândesc care e rolul lui în lumea asta? Pentru unii dintre noi, rolul este să nu ne facem de rușine. Pentru unii dintre noi, rolul este să nu cumva să ajungem să fim vinovați de ceva, că s-a întâmplat ceva și să picăm noi vinovați. Pentru unii, rolul este strict în zona de competență, să demonstrez că sunt suficient de deștept pentru că așa am fost acceptat în comunitate sau nu am fost văzut așa, dar eu vreau să le arăt asta. Dar trebuie să înțelegem povestea și asta nu este o poveste pe care putem să o extragem noi două acum. Cred că fiecare dintre cei care ne urmăresc ar merita să se gândească, de fapt, atunci când apare acest sindrom, în ce context, așa domeniu specific, la serviciu și am un proiect nou, cum spunea, sau sunt proaspăt angajat, care e acolo deep down, în adâncul meu, teama că mă voi face de râs, că ceilalți, că eu, că ce îmi spun? De fapt, aia e bătălia pe care o ducem, nu cu dovezile. Dovezile sunt la suprafață, dar acolo, în spate, e un pic mai mult decât atât. Cât de mult, pentru că, până la urmă, vorbim despre sindromul impostorului în mediul profesional, cât de mult contează și mediul în care ești, liderii pe care ai, oamenii care să te susțină și care să-ți oferă această încredere pe care poate tu nu o mai ai sau, nici nu știu, poate o ai, dar trebuie un pic lucrat în zona respectivă. Cea mai mare provocare pe care o avem și spun o avem pentru că în domeniul ăsta a companiilor și a leadership-ului am lucrat destul de mult în ultima vreme și cea mai mare provocare pe care o avem este să-i ajutăm pe oameni să conștientizeze dinamicile relaționale și impactul cuvintelor și atitudinilor pe care le au în diverse contexte. Pentru că este extrem de important ca atunci când eu am o astfel de vulnerabilitate și o astfel de îngrijorare să fie mediul care să vină pe de-o parte să înțeleagă această îngrijorare și pe de altă parte să-mi ofere acele provocări care mă ajută în legătură cu îngrijorarea pe care eu o am. Pentru că acest sindrom al impostorului nu este numai despre competențele cognitive sau despre abilitățile mele profesionale. Eu pot să mă simt un impostor, de exemplu, inclusiv în relație cu ceilalți. Nu simt că aparțin acestei comunități, nu simt că fac parte, nu simt că e locul meu între oamenii ăștia. Nu neapărat din perspectiva competențelor, cât din perspectiva mea ca identitate, ca om, ca ființă în locul în care eu sunt. Și toate aceste tehnici, dacă sunt înțelese de către cei din leadership și aceste mecanisme, pot fi mult mai ușor aplicate apoi în interacțiune cu oamenii cu care ei lucrează, astfel încât să nu le tot apese butonul, că aia e de fapt un buton preinstalat cu care noi călătorim în lumea asta, în relațiile noastre, în viața profesională. Și scopul nu e acum să facă oamenii din leadership și psihoterapie cu angajații, nu asta e obiectivul. Dar obiectivul este să înțeleagă puțin care sunt contextele la care oamenii sunt vulnerabili și măcar să încerce să construiască un mediu profesional care să nu apese vulnerabilitățile respective. Pentru că mulți dintre noi venim cu aceste credințe atât de puternice că noi trebuie să lucrăm, trebuie să ascultăm de autoritate, autoritatea nu te înțelege, autoritatea doar îți spune ce trebuie să faci, trebuie să fii supus acolo și foarte ușor intrăm într-un context ca ăsta. Doar că asta vine la pachet cu multă nemulțumire, cu multă frustrare. Știi ce se întâmplă când oamenii simt nemulțumire și frustrare? Bârfesc. Este o variabilă pe care noi, de exemplu, în interacțiunile pe care le avem cu oamenii și noi vedem asta din pur și simplu că suntem acolo în compania respectivă, cu cât nivelul de bârfă e mai mare, cu atât organizația respectivă e mai anxioasă. E un context în care oamenii nu se simt înțeleși, văzuți, validați și așa mai departe. Dacă ar fi să mergem la nivel individual în spate, ce greșeli? Pentru că suntem amândouă mame de copii de vârstă chiar asemănătoare. Ce greșele să nu facem noi sau cum putem să îi neapărat protejăm, cum să îi gestionăm astfel încât să nu creștem niște copii care ar putea dezvolta un sindrom de genul acesta, pentru că noi am fost crescuți așa, cred că by default, nu aveau părinții noștri, nu aveau bunicii noștri niște elemente sau curiozitate în zona aceasta de sănătate de psihică, emoțională.
ce putem să facem astfel încât ei să fie mai curajoși, mai multă încredere în ei? Pentru că generația aceasta are un drive, adică eu văd în copii, sunt altfel. Cum să nu-i stricăm pe copiii aceștia? Acum, n-aș vrea să fie toată presiunea pusă pe părinți. Da. Sigur că au un rol foarte important, dar e vorba și de un context social care are un impact puternic, un context academic care are un impact puternic. Eu mă gândeam exact zilele trecute la asta. O luasem pe Ana de la școală și primul lucru pe care mi l-a spus, a zis: mama, am nevoie să spun ceva, dar n-am mers 5 pași, am nevoie să-ți spun ceva în momentul ăsta. Și am văzut așa că era înăuntru ei, colcăia. Și m-am așezat așa la nivelul ei și am zis: mama, dar ce se întâmplă? Și mi-a zis: am simțit azi la școală ceva ce n-am simțit niciodată. Mi s-au întărit așa picioarele și simțeam cum îmi tremură mâine și îmi tremurau buzele. N-am mai simțit niciodată chestia asta, oare ce-o fi? Și am zis: mama, cred că e frică ce mi-ai descris tu, dar ce s-a întâmplat? Păi mi-a pus o întrebare la școală și nu am știut să răspund. Tendința unui părinte și a mea a fost aia: păi, dar ce întrebare te-a pus? Și nu știu să răspunzi. Și evident că aveam această curiozitate și pasul următor a fost: mama, asta a fost frică și îmi dau seama cât de dificil a fost pentru tine. Natural, firesc, nu-mi vine să fac asta. Firesc, îmi vine să văd care a fost situația acolo și ce trebuie să mai învățăm de nu n-a ieșit. Cred că ăsta e un prim pas, știi, de a fi puțin conectați cu experiența copilului și nu atât de mult cu competențele copilului. Cred că generația asta, dacă noi reușim să facem asta, va avea acest mare plus de a putea să stea cu ei în emoțiile pe care le simt. Că și noi am avut emoții de-a lungul timpului, dar nu a fost nimeni acolo să ni le conțină, drept dovadă nici noi nu știm să ni le conținem și ajungem la vârsta adultă și simțim emoții intense și le punem pe seama competențelor. Nu le punem pe seama normalității de a simți aceste emoții când ți-e greu în diverse situații. Da, fetița ta a făcut un pas foarte important, a știut să-și recunoască, adică să vorbească despre o emoție, a învățat-o să vorbească despre ceea ce simte. Asta e foarte important atunci. În relație cu părinți, știi, când mă gândesc la părinți, să încercăm să mutăm experiența sau interacțiunea cu copiii de pe competențele lor cognitive și academice în relație cu școala sau grădinița, pe experiența lor în relație cu povestea respectivă. Eu așa am întrebat-o apoi pe Ana, am ajuns în mașină și am zis: uite, totuși oare vrea să-mi spui ce te-a întrebat? Eram și curioasă, n-am putut să... Și mi-a zis că ce mi-a povestit ea, acum sigur, nu știu cum am avut plus minus, da. A fost că întrebarea a fost: ce copac dă pere? Asta a fost întrebarea, ce copac dă pere? Și a întrebat-o pe ea specific. Și ea n-a întrebat, dar tu ai răspuns? Nu, m-am rămas așa cu gura căscată, pentru că eu mă gândeam dacă pot să răspund păr, având în vedere că știa din capul păr. Limba română este... Da. Și de fapt i-a descoperit omonimile. E foarte interesant procesul la care ea s-a gândit. Dacă eu i-aș fi tăiat din prima povestea asta, de fapt i-aș fi transmis același mesaj de: nu, nu te-ai descurcat să răspunzi. Și cred că nu ne iese tot timpul. Dar ideea e să încercăm cât mai des să venim cu competențele și cu ce are nevoie copilul să învețe după ce stăm cu contextul lui emoțional. Și atunci noi ce facem aici? Îi modelăm o experiență la vârsta adultă, el va putea să stea cu ce îi se întâmplă, cum povestea mai devreme. Ce zice impostorul acesta mic din fața noastră? După care încercăm să rezolvăm problema. Știi, cred că ăștia sunt pașii, de fapt. Revenind la noi, adulții, care crezi că au fost, nici nu știu, sau care crezi că sunt lucruri pe care ar trebui la care să fim atenți atunci când începe acest impostor sau sindromul impostorului să se activeze? Ce din noi să recunoaștem și zicem: ok, stai, asta se bazează pe o experiență anterioară, din copilărie majoritatea, și să lucrăm un pic acolo, să nuanțăm astfel încât să fim mai blânzi cu noi, până la urmă și personajul în sine să fie mai blând cu noi? Păi, întâi de toate, mi-ar plăcea să-l identificăm puțin mai repede. Că de cele mai multe ori ne prindem foarte târziu de experiențele astea emoționale pe care le avem. Și mi-ar plăcea să-l identificăm mai repede, să ne dăm seama că el va călători cu noi în tot felul de contexte profesionale și să îmi dau seama, și pot să-mi dau seama uitându-mă mai degrabă la reacțiile din corp. Corpul este cel care ne transmite niște mesaje mult mai puternice decât credem noi că ne transmite. Și în momentul în care deja simt, eu îmi dau seama că la mine vine cu apăsare în piept. Eu când simt chestia asta de apăsare în piept și parcă nu mi-ajunge aerul, eu știu că aici este efectiv o chestie de încep să mă îngrijorez, că nu o să mă descurc suficient de bine în situația asta. Și atunci pot efectiv să-mi iau câteva minute. Sigur că mi-a luat o vreme până m-am prins. Să-mi iau câteva minute, să-mi dau seama: ok, acum
Riscul la care mă expun, care e? În sine, riscul la care mă expun este să vină cineva să-mi spună că nu m-am descurcat suficient de bine, de exemplu. Dar asta e de fapt adevărata mea problemă, că vine cineva să-mi zică asta? Sau adevărata mea problemă este că, de fapt, ajung și eu să cred la rândul meu că n-aveam ce căuta în povestea respectivă, că n-ar fi trebuit să fiu în locul acel. Și să-mi ascult pur și simplu discursul acesta intern. Suntem așa de copleșiți de informația din viața noastră, încât nici măcar ne mai ascultăm discursul ăsta, care e în minții noastre și uneori e așa de copilăros, știi? Că e copilăros. Și după aia ne gândim noi la dovezi și așa mai departe, ce știu că pot, ce știu că știu. Noi avem această dificultate tot din sistemul de învățământ. Noi ne lipsesc așa câteva elemente. Partea asta de autonomie, de a simți că noi putem să gestionăm un anumit lucru și am fost lăsați să greșim. Că de acolo vine sentimentul de autonomie. Știi, că mă descurc, chiar dacă greșesc, nu e nicio problemă. Și apoi sentimentul de competență, adică să știu ce știu și să știu ce nu știu. Astea sunt și atunci când zic nu știu, să-mi dau voie să învăț. Da, și astea două elemente dezvoltă ceea ce noi numim în psihologie autoeficacitatea. Adică eu stau cu mine și zic, chiar dacă îmi va fi greu, chiar dacă vine ăsta mic cu sindromul cu mine și îmi zice niște lucruri, eu știu că sunt lucruri pe care pot să le fac și dacă nu le fac, nu e nicio problemă. Nu mă va pedepsi și nu mă va penaliza nimeni. Tot Ana zicea mai devreme, îmi zicea zilele trecute, mama, eu nu mai vreau să merg la școală pentru că îmi dau seama câte lucruri nu știu. Nu, dar tu nu mergi la școală să știi, tu mergi la școală să înveți. Nu? Și e așa de interesant cum, de fapt, se pune această presiune a cunoașterii în necunoaștere, adică tu ar trebui să știi unele lucruri și o facem și noi cu noi. Nu ne mai dăm voie să nu știm. Trebuie să știm toate lucrurile care se întâmplă și să răspundem corect. De cele mai multe ori, din ce am citit, acest sindrom al impostorului apare exact la oamenii care sunt foarte focusați pe zona profesională, oameni care chiar au depus efort acolo. De ce apare chiar la cei care sunt cei mai preocupați, care poate chiar au un nivel de, nu știu, de pregătire mai înalt, de competențe? La două lucruri mă gândesc acum. Pe de o parte, cred că acolo și presiunea lor pe ei înșiși este foarte mare și dorința de a avea succes și de a, acum fiecare își interpretează succesul diferit, dar de a reuși, de a-și duce la bun sfârșit planurile pe care ei le au. Mă mai gândesc la faptul că planurile tot timpul se vor adăuga, nu există un obiectiv mare, ci după ce îmi rezolv o chestie, iarăși mai construiesc ceva, deci este, conștientizează că este o poveste fără sfârșit, de fapt, și atunci tot timpul mă expun unor lucruri noi. Sigur, ei vin cu o poveste a performanței în spate. Și mă mai gândesc încă la un lucru, cred că odată ce dezvolți mai multe competențe într-un domeniu și ai mai multe informații, e povestea aceea cu cunoașterea și necunoașterea, știi? Cu cât l-ai expus, cu cât știi mai multe, cu atât îți dai seama câte nu știi. Și cred că de foarte multe ori se întâmplă asta. În domeniul psihologiei, uite, mă gândesc la mine acum, când lucram cu terapie cognitiv-comportamentală, eu sunt formată, asta e formarea mea de bază, și era prezentată ca fiind acea formă de intervenție care rezolvă tot ce e de rezolvat. Și eram foarte sigură pe ceea ce făceam acolo, adică îmi dădeam seama, ok, asta este ceea ce facem noi suntem această școală de psihologie cognitiv-comportamentală, nu am avut atât de multe dificultăți în demersul terapeutic. Odată cu trecerea timpului și am început să fac alte formări de intervenție, am început să lucrez un pic și într-o direcție și în direcția asta relațională și mi-am dat seama, păi stai o secundă că de fapt mai sunt soluții. Este mult mai mare decât mi-am imaginat. Și a fost momentul în care am început să mă îngrijorez că oare eu o să pot din toate lucrurile astea care există în lumea asta să extrag exact ce are nevoie omul din fața mea sau proiectul la care eu lucrez. Și cred că se întâmplă asta, cu cât mai mergi mai mult pe orizontal într-un domeniu, cu atât îți dai seama ce lume descoperi în viața profesională. Ce ar fi? Ce am avea de făcut? Așa, noi cu noi înșine, astfel încât să putem să supraviețuim, să conviețuim cu acest sindrom al impostorului, care va fi, cum ai spus și tu, alături de noi tot timpul. Cum să lucrăm cu noi, dar așa, simplificat, astfel încât să zicem, ok, o zi nouă, un proiect nou, let's do it, fără să ne mai întrebăm, putem? Poate că e un pic prea departe de ce putem face acum, știi? Da. Să fie o zi nouă, un proiect nou, să zic gata, voi reuși să fac lucrul ăsta. Cred că vom avea constant provocări unii dintre noi în toată povestea asta. Și
Mie ce mi-ar plăcea să reușim să facem marea majoritate dintre noi este să fim cât mai conectați cu ceea ce ni se întâmplă. Știu că se folosește atât de mult în ultima perioadă conceptul acesta de conexiune cu sinele și de... Până la urmă ne referim la a fi atenți la noi înșine. Este ceva ce n-am învățat de-a lungul timpului. Pur și simplu să învăț să mă întreb ce mi se întâmplă. Tu, Bianca, ce ți se întâmplă în momentul ăsta? Că dacă ar fi să mergi într-un demers terapeutic, de exemplu, și să fie, cum spuneai la începutul întâlnirii noastre, o terță persoană care îți adresează această întrebare, o întrebare ar fi asta, tu, Bianca, ce ți se întâmplă, de fapt, în situația asta? Mm-hmm. Despre ce e ceea ce trăiești în momentul ăsta? Despre ce este această îngrijorare a ta că nu vei reuși sau că nu vei putea? Care e povestea pe care tu ți-o spui acolo în mintea ta? Și oare povestea asta când a început să se scrie? Oare e nouă? E acum? Recești? Să ne dăm seama categoric că e o poveste care se scrie deja de multă vreme și care are personaje și care are oameni care au venit și au plecat, oameni care ne-au spus diverse lucruri și să începem să brodăm experiența asta și să ne dăm seama că foarte mult din ce trăim acum nu e atât de mult despre acum, cât este despre o experiență prin care noi am trecut de-a lungul timpului. Iar sindromul impostorului are foarte mult de-a face cu mediul academic, din păcate. Cu faptul că n-am învățat să învățăm și n-am chiar înțeles care e treaba cu școala. Acum iarăși vine, că ca părinte nu pot să mă abțin la întrebări de genul acesta. Iarăși vine întrebarea, cum să compensăm noi? Pentru că mediul academic este cum este, probabil că este îmbunătățit în anumite școli, dar cred că sunt niște situații foarte punctuale. Da. Ce putem face noi? Cum să mai... înmuiem un pic lucrurile, să le mai îmblânzim astfel încât copilul să fie confortabil, pentru că până la urmă noi știm cum suntem, ne-ai spus niște soluții pentru noi și fiind adulți putem să le gestionăm, cum să le ajutăm pe copil acasă, în mediu, prin joacă, oricum, încât să nu-l dezvolte mai târziu sau într-o formă mai ușoară. Eu cred că cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să-i ascultăm. Pentru că ei ne spun. Dacă au spațiu în care să le fie primite gândurile, ei vin și spun ceea ce li se întâmplă. Dacă nu le oferim acest spațiu, ei vor face ceea ce am făcut și noi. Se vor închide în ei și vor vedea ei cum o scoate la capăt la vârsta adultă. Mie mi se pare că ăsta este cel mai relevant lucru pe care poate să-l facă un părinte. Să-i ofere spațiu emoțional copilului lui pentru a-și expune îngrijorările, fricile, fără să vină cu soluții în momentul acela, fără să le contrazică, fără să minimizeze, lasă că n-ai de ce să-ți fie frică, că tu ești deșteaptă, tu poți, n-are de ce să-ți fie frică. E o tehnică și asta, nu știu dacă e cea mai eficientă. Cât mai degrabă să-i primim emoțiile, zicem, păi, ce dificil trebuie să-ți fi fost în momentul ăla când ai văzut că te întreabă un lucru pe care tu de fapt îl știi, dar n-ai fost convinsă și te-ai blocat și cum ai simțit asta așa de intens, doar să-i oglindim aceste emoții și aceste suferințe. Și practic, acela e momentul în care copilului se vor îndeplini niște nevoi de bază. E în siguranță, e cineva acolo care să-l audă, care să-l înțeleagă și va veni el să spună dacă are nevoie de ceva. Eu am întrebat-o pe Ana atunci, Ana, tu ai avea nevoie de ceva acum că mi-ai spus chestia asta? Aș putea să fac eu ceva pentru tine? Și mi-a zis atât de firesc, m-ar ajuta să-mi spui dacă ție ți se întâmplă asta. Și a venit și a cerut nevoia, aia era nevoia, să știe că nu-i singură, că nu-i s-a întâmplat ei așa o chestie groaznică și ce-o fi fost chestia, lucrul respectiv. Și a avut nevoie apoi să-i povestească și tatălui ei ceea ce s-a întâmplat și a avut nevoie să vin și eu să-i spun, mama, spune că tu mi-ai explicat acolo mai bine asta cu emoțiile și să-i povestim împreună, să împărtășească ceea ce i s-a întâmplat. Asta este ceea ce are nevoie un copil, de fapt, de comunitatea asta în care să-i fie primite experiențele interioare. Culmea este că dacă facem o paralelă cu ceea ce simte copilul și are nevoie, cu ceea ce se întâmplă în mediul corporate, la un total nivel, nivel diferit, un adult sau niște adulți și un lider, cumva tot cam pe acolo sunt nevoile. Aceeași nevoie. Și nu un efort. Știi, un lucru pe care mi-l spun foarte mulți în leadership, eu nu am vreme de chestii din astea. Eu am acolo tabele și Excel-uri și proiecte și deadline-uri și eu nu pot să stau acum să împachetez acolo o poveste. Dar nu este despre a face asta cu fiecare om al tău. E un mediu pe care tu îl creezi de înțelegere și ascultare și de prezență. Eu sunt aici pentru voi. Eu sunt aici pentru voi. Și unii oameni vor veni în anumite momente și vor bate la ușă și vor zice am nevoie să mă ascult 5 minute. Alții ne vor lua 50 de minute. Pe alții doar îi vom întreba noi din când în când totul ok, all good, e în regulă și vor face chestia asta și am înțeles că... Dar e...
sentimentul ăsta de împreună pe care îl construim acolo și e cineva care ne are spatele, avem nevoie de asta. Asta e una dintre lucrurile pe care, de exemplu, în mediul de afaceri o auzim foarte frecvent. Nu-i nimeni, asta e eu ultimul. Deci eu le încasez pe toate, mie cine mi-are spatele? Un alt topic care e discutat destul de des în mediul acesta al resurselor umane și o preocupare până la urmă a managerilor și a liderilor este un fenomen numit quiet quitting. Oamenii care sunt în continuare prezenți în echipă, dar în mintea lor de foarte mult timp au renunțat. Îmi vine firesc așa întrebarea asta de... Odată, dacă au renunțat, de ce mai sunt acolo? Și probabil că e un mediu comod, financiar sau nu au resurse să meargă mai departe, să treacă prin toate bătăliile respective. Dar în același timp mă și întreb, oare de ce nu simt apartenență în contextul respectiv? Oare ce din ce se întâmplă sau nu se întâmplă acolo nu le oferă acest sentiment de a face parte dintr-o comunitate? Lucru care este o nevoie centrală a ființei umane. Pe de altă parte, este și un mecanism de apărare, de adaptare și există mai multe tipologii de oameni, mai multe structuri de oameni. Asta este una dintre ele, aceea de a fi acolo, îmi fac treaba cât am eu de făcut. Și de cele mai multe ori, ceea ce simte o astfel de tipologie este acest sentiment de nu-mi găsesc locul printre ceilalți, care nu-i neapărat doar despre comunitatea respectivă, ci s-ar putea să fie ceva ce omul acesta să fi simțit de mai multe ori sau și în alte contexte ale vieții lui. Nu-mi găsesc locul, nu simt că fac parte, nu sunt văzut și nici nu am disponibilitate să mă arăt pentru că mă tem să fac asta. Mai am așa o singură întrebare, acum mai spre finalul discuției noastre. Cât de mult, sau care este impactul în perspectiva ta al social media, al expunerii și cât de mult ajută sau nu, de fapt îl hrănește pe acest impostor? Pentru că majoritatea deja domeniilor sau majoritatea domeniilor ești expus, tot mai mult ești expus. Da. Cât ajută sau cât strică expunerea aceasta? Mai așa de mult mă gândesc și la chestia asta. Și apropo de ce fac eu, că mie mi se pare că e un monstru acest online. Sigur că vine cu extrem de multe beneficii, a venit pe niște nevoi, dar mi se pare că pur și simplu e așa de mare încât te poate înghiți într-o secundă. Poți pur și simplu să fii înghițit acolo. Și cred că e important pentru fiecare dintre noi să ne definim foarte clar prezența noastră acolo. Care este rostul meu în online, pe de o parte. Și pe de altă parte, care sunt beneficiile pe care eu le extrag acolo, de ce fac lucrurile pe care le fac. În schimb, ceea ce văd foarte frecvent este acest sentiment de a mă simți pierdut printre tot ce găsesc acolo. Acolo poți să găsești orice din lumea asta. Și mi se pare că parcă lucrul ăsta vine cu a nu ne mai concretiza foarte clar niște repere, știi? Parcă nu mai știi la ce să te uiți, la ce, după ce să te ghidezi. Și cred că ar trebui fiecare dintre noi să avem o poveste foarte clară pe care ne-o spunem despre prezența noastră acolo. Fie că suntem activi, în sensul că postăm, fie că suntem doar oameni care stau în spatele unei fotografii și caută ceva, oare ce caută. Căutăm toți acolo, ce căutăm? Asta e întrebarea pe care mi-o tot adresez de foarte multe ori. Ce facem toți oamenii ăștia acolo, de fapt? De ce? Da. Ce nevoie? Da. Așa este. Mulțumesc foarte mult, Raluca. A fost o discuție interesantă. Am mers și în alte zone, în afara aceasta temei noastre, însă până la urmă suntem mai complexi ca și oameni și ceea ce trăim este mai complex și mediile în care mergem sunt mai complexe și e nevoie cumva să vedem din mai multe perspective subiectul acesta. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc încă o dată. Sper că v-a fost utilă această discuție. Ne revedem la episodul următor.